Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre mediatoarea unui segment. Matematică, clasa 6. Prin definiție, dreapta perpendiculară pe un segment care trece prin mijlocul segmentului se numește mediatoarea segmentului. În figura alăturată avem dreapta D, reprezentată prin culoarea verde. Are proprietatea că e perpendiculară pe segmentul AB. D intersectat cu AB ne dă punctul M, iar M este mijlocul segmentului AB. Adică M aparține segmentului AB și AM egal cu MB. În acest caz, dreapta D este mediatoarea segmentului AB. Teorem. Orice punct din plan situat la egală distanță de capătele unui segment se găsește pe mediatoarea acestuia și reciproc. Haideți să vedem în continuare câteva aspecte legate de această teoremă. În figura din stânga avem M aparține segmentului BC, BM egal MC. Asta înseamnă deci că M este mijlocul segmentului BC. Punctul A din imagine, un punct exterior dreptei BC, deci A nu se găsește pe dreapta BC, cu proprietatea că AM este perpendicular pe BC. Dreapta AM este perpendiculară pe dreapta suport a segmentului BC. În acest caz, AM este mediatoarea segmentului BC. Teorema anterioară ne spune că segmentele AB și AC au aceeași lungime, adică AB egal cu AC. Reciproc, dacă punctul A este un punct din plan situat la egală distanță de capetele segmentului BC, adică segmentele AB și AC sunt egale ca lungime, aceste segmente reprezentate cu verde, atunci A se găsește pe mediatoarea segmentului BC, adică A se găsește pe perpendiculara dusă prin mijlocul segmentului BC la dreapta suport a acestui segment. O aplicație în acest sens, considerăm un segment AB și D mic mediatoarea acestuia, astfel încât intersecția dintre mediatoare și segment este punctul M mare. Cunoscând faptul că AM egal cu 4 cm, să se determine lungimea segmentului AB. În figură am reprezentat aceste lucruri astfel, cu roșu dreapta notată D mic fiind mediatoarea segmentului AB, deci D mic este perpendicular pe AB, intersecția dintre D și AB este punctul M, așa cum am scris, respectiv faptul că M este mijlocul segmentului AB se concretizează prin următoarele relații. M aparține lui AB, lucru deja cunoscut prin relația anterioară, și faptul că AM este egal cu MB. Așadar, D este mediatoarea segmentului AB. Din ipoteza că segmentul AM este de 4 cm și faptul că AM egal cu MB, deducem că AB ca lungime este de 2 ori AM. În acest caz, AB va avea lungimea 2 ori 4 cm, adică AB egal cu 8 cm. Și astfel am soluționat cerința problemei noastre,
și anume determinarea lungimii segmentului AB. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!